am povestea asta cu Găbițu, pentru mine e cea mai bună. Deci toată lumea mi-a spus că n-am cum să lucrez cu Găbițu. Găbițu era un puști, trăia în familia, sunt foarte mulți, trăiesc, erau 11 la un moment dat în apartamentul ăla. Evident, avea, atenția lui era foarte limitată, uita foarte repede orice. Era foarte agresiv. Și acum, în vară, la un moment dat mă duc cu cineva, cu unul dintre voluntari, mă duc în ghetou. Și bine, în ghetou se întâmplă o grămadă de lucruri. Sunt drogați în sevraj, unul țipă, e vreun scandal, muzică care e foarte tare, mai trece un șobolan pe lângă tine, așa. Și Găbiți stea pe scara blocului și își citea cartea. Și asta s-a părut senzațional. Gabi citește foarte bine și e pasionat de a citi. Și nu e singur, sunt mulți copii care au devenit pasionați de a citi. Dar până să găsești cartea potrivită, ca să-i stârnești apetitul, durează foarte mult. Deci a trebuit să mă gândesc, ok, ce îi place lui Găbiți cel mai tare? Și lui îi plăcea cel mai tare să facă feste, să joace tot felul de glume. Și atunci am luat jurnalul unui puști. Am citit cu el, nu i-a plăcut deloc la început, că erau cuvinte pe care nu le înțelegea. Și atunci a trebuit să mă duc mai în spate și am început cărți mai simple. După aceea am revenit la jurnalul unui puș, până la urmă am ajuns la Harry Potter. Dar treaba e să nu renunți. Eu chiar cred că fiecare copil are un potențial foarte bun și atâta timp când nu renunți să încerci, e bine. Iar salturile calitative sunt ciudate. Deci vezi un copil care nu se întâmplă nimic cu el pentru un an jumătate și brusc devine un copil. Și vorbim de un... vorbim în cazul lui Găbițu de acest... cum să-l numesc? Obiect de din afara lui. De o carte. Dar cum le spui celorlalți sau unora la început, atunci când nu trebuie să depindă de o carte? Spuneai mai devreme că le spuneai că îi educai pe cei care că nu văd dincolo de ce se întâmplă, că văd evidențele, dar nu văd în perspectivă, poftim. Aici, iată, pas cu pas, e o carte, deja vezi în perspectivă, mă văd citind. Poate să spună Găbițu, mă văd citind, bibliotecă și așa mai departe. Biblioteca mă apără. Dar ce faci cu ceilalți care poate nu se văd citind sau se văd, dar n-au obiectul ăsta? Cum le vorbești, poftind să nu fie pești sau să nu fie prostituate, fără să introduci obiectul acesta care pare că extrage? Am început cu fotbal. Fotbal. Asta... Cu asta care ține de trup, ține de și chestii rezultate foarte... imediate, poți să bagi gol sau nu, dar trăiești emoția. Chestii foarte practice. I-am încălțat, le-am dat short-uri de fotbal și tricouri de fotbal. Și am început să joc fotbal cu ei. Bine, respectul a venit când și-au dat seama că chiar joc bine fotbal. Ala a fost prima chestie. Și atunci au crezut că te fac la început. Da. E și o provocare, da. Și după aceea am început să aduc fotbaliști celebri în ghetou. Am adus pe Belodedic, pe Prodan. Iarăși o chestie, bă, am și o prestigiu. Da, absolut. Nu sunt doar... Și am dus să joace, deci am dus, au jucat, copiii mei au jucat chiar cu generația de aur, cam cu toți au jucat.